Bună dimineața, dragilor, de aici, din aeroportul din Veneția. Ieri am ajuns în Paris și doar în 5 ore am decis să merg spre Egipt. Nu știu dacă ar trebui să stresez, dar nu am viza de Egipt și sper să meargă pe aeroport. Nu știu care este faza cu viza on arrival pentru români, știu pentru francezi, doar te prezinți la aeroport. Nu știu de ce am așa o... sau e oboseala, sau un mic stres. Eu de obicei nu am stres, dar acum e altceva. Așa că haideți să vedem, trecem prin, de la un continent la altul și încă la alt continent. Trei continente în doar trei zile și trei fuse orare. Așa că să vedem cum voi reuși eu să mă descurc cu toate acestea. Ne vedem deja în Egipt. Bine, am zis că ne vedem în Egipt, dar de fapt am nimerit aici într-un lounge, nici nu știu cum, și vreau să vă arăt puțin cum arată acest lounge. Și apropo, gratis, am cumpărat biletul și era în bilet. Uitați-vă și voi, foarte interesant. Încerc să nu filmez oamenii, pentru că cred că nu e politicos din partea mea să-i filmez aici de dimineață. Așa că mănâncă niște mortadele. Mi-era dor de Italia. Iată, în 5 minute am luat viza, $25 sau €25 și mergem acum la controlul pașapoartelor. Foarte simplu și nu atât de scump. Dacă ar fi toate vizele la așa preț, ar fi atât de ușor, mai ales în Africa, mi-ar fi atât de ușor să vizitez toate aceste țări. Gata, am ieșit de la tot soiul de controle. Să vedeți aici, sunt foarte, foarte mulți turiști și, apropo, este foarte ieftin o cartelă SIM de genul 40 giga, costă $7. Iar eu îmi aștept aici couchsurferul meu, este un egiptean care chiar lucrează aici în aeroport și mi-a zis că trăiește în resort. Bine ați venit în Sharm el Sheikh. Aici începe aventura în Egipt. Sper cel puțin 10 zile să mă plimb pe aici. Uitați-vă în spate, este deșertul muntos. Sper să ajung și pe muntele Sinai. Așa că să înceapă aventura. Mi-am luat o cartelă SIM 40 de giga doar cu $7. De mult nu am făcut aceasta. Deseori folosesc cartela SIM franceză sau doar Wi-Fi-ul. Așa că haideți să vedem cum va fi această aventură în Egipt. Și deoarece sunt o călătoare low budget, trebuie să vă spun orice cheltuială aici în Egipt. Să începem cu biletul de avion Paris Sharm el Sheikh, cu escală în Veneția, escală de 11 ore. Am plătit €134 și desigur a fost luat last minute, la ultima minută. Wow, ce oraș dezvoltat! Aici nici nu mă gândeam să găsesc o pistă pentru cicliști. No, thank you. Da, aici vor toți să te ducă cu taxi, vor toți să te păcălească. Așa este când ajungi într-o țară turistică. Așa era și prin Tunisia, așa era și prin Turcia. Nu mă oftic, mă așteptam la așa ceva. Acum mă duc să mănânc ceva gustos. Nu știu dacă mâncarea din Egipt este una gustoasă, dar mi s-a spus o adresă
Interesant, așa că mă duc acolo să vedem ce pot să mănânc. Ale bine să j'ai déjà oublié. Bine, nu știu dacă mă auziți, dar aici este zgomot foarte mare. Televizor, ventilator, lume. Așa că vreau doar să vă arăt ce am luat aici. Niște vânătă, puțin piperată, condimentată. Iată și falafel egiptean, foarte gustos apropo. Și mie mi-a plăcut foarte mult această cremă, cremă din brânză feta. Foarte bună. Asta mi-a plăcut foarte mult. E cu ceva în interior, probabil sos de roșii. Dar prețul este foarte, foarte ieftin. O porție costă 50 de cenți, 1 euro, nu mai mult. Deci ați văzut ce am mâncat eu. Am luat 3 feluri de mâncare, o apă și o cafea turcă. Și uitați-vă cât de ieftin, 65 aproape, 65 de lire egiptiene, 2 euro, nu-mi vine să cred, mai ieftin ca Tunisia. Nu știam că Egiptul e atât de ieftin. Și uitați-vă cum arată banii locali, deci asta este o bancnotă de 100, scrie 100 pounds, a, bate vântul, asta este de 10, interesant. Iată și de asta de cât este? De 5. Foarte, foarte interesant. Și asta de 20. Wow, îmi place la nebunie. Și undeva aveam și de 200. Puțin structura acestui resort, unde sunt găzduită de către couchsurferul meu din Egipt. Nu am idee de prețuri, dar e destul de frumușel. Puțin vechi, dar pare să că e bine întreținut. Uitați-vă și voi, flori, copaci, verdeață. Casele sunt albe, am uitat pe unde am venit. Și pare să că oamenii aici chiar locuiesc, de zice că este un sătuc. Iar eu repede mă duc să mă bag la somn. Am nevoie de 2 ore de somn înainte de a pleca la plimbarea pe muntele Sinai. Mă duc pe urmele lui Moise și acolo mă așteaptă frigul și vântul. Așa că voi lăsa câteva imagini pe fundal muzical, iar înainte vă voi arăta cum arată aici piscina. Așa pare ca o oază, o oază de liniște. Uitați-vă și voi, apa albastră. Nu știu dacă este cineva la piscină. Domnul pare să fie, cred că, parte din personal. Ce frumos! Wow, uitați-vă și voi ce frumusețe, o piscină calmă. Așa ca o oază, o oază de liniște, cu buganvilia acolo în centru. Ca să știți, acest paradis are un preț. Acum am aflat de la o doamnă din Austria, ea s-a mutat aici și a plătit un studio 20.000 cu câțiva ani în urmă. Acum un studio cu 2 camere costă 50.000. Doamna vine aici pe 6 luni, deoarece a zis că în Austria este foarte scump și probabil o să vină complet. După vorbele spuse de Suzy,
pare să că este foarte ușor să devii proprietar aici în Egipt. Așa că, mamă, ce faci acolo în Franța? Vin aici și eu să am la cine să vin în vacanță. Așa arată industria turistică aici în Egipt. Iar eu vă spun bună dimineața de pe corabie. De ce? Deoarece mi-am schimbat planurile. În loc să ajung pe muntele Sinai, ajung pe mare. Și de ce nu? Pentru că Sharm el Sheikh este celebru pentru scufundări. Băieții vorbesc toate limbele, de la arabă, la engleză, franceză, italian. Thank you.
Am înțeles că este o insulă aici, nu știu ce fel de insulă, mi se pare o insulă de naufragiați, uitați-vă ce voi, câtă lume aici! V-am mai zis, nu știu dacă am mai văzut așa ceva, bine, am fost și în Turcia, în Tunisia acum, recent, dar așa țară turistică ca Egiptul nu am văzut. Wow, uitați-vă și voi! Probabil așa a mers și Moise pe mare, uitați-vă și voi, foarte interesant. Bine, iată așa a început aventura noastră spre muntele unde Moise a primit tablele cu cele 10 porunci. Iată, noi am luat așa un minivan și suntem deja nu departe de Sfânta Catrină, iată aici sunt munții, iar aici am venit să vedem icoanele, icoane originale, care puteți să le cumpărați începând cu $10 o icoană foarte, foarte mică de genul și nu pot să filmez în interior, așa că vă zic doar prețurile, sunt 30, 40, 25 de dolari icoanele. Așa, doar de la intrare. Iată, așa a început plimbarea noastră. Aici, în fața noastră, este un hotel. După vorbele ghidului și pare să că o noapte costă $200. Iar mănăstirea este chiar aici, în fața muntelui. Da, iată și mănăstirea Sfânta Catrină. Iar noi încet, încet continuăm această escapadă, așa o numesc eu. Nu este ca pe Kilimanjaro, dar oricum are o dificultate anume, deoarece am înțeles că oamenii mai în vârstă nu pot să ajungă ușor. Dar este altă opțiune, cu Camila. Să înceapă aventura, aventura undeva de 2-3 ore, 7 km, să escaladăm muntele. Uitați-vă, noi suntem la punctul de control. Ne-au controlat, nu avem arme, alcool și cuții, de exemplu. Și ne-am înregistrat, așa că trebuie numai decât să aveți pașaportul. Am uitat să vă spun cel mai important. Prețul acestei excursii, $25. Așa că să mergem și să vedem soarele care va răsări pe muntele. Wow, câte camile sunt aici! Cred că costă $20-25 pe urcare. Plus, deci mai mult de 2065 de metri altitudine și 750 de... Păi da, da. Yeah. Listen me guys, now I go, one stay the coffee shop. First the coffee shop, number one, stop, ok? Okay. Ready, let's go. Așa să începem cu lanțul de munți aici și cum am mers noi în zigzag. Pot să zic că cam dificil, nu a fost nici de genul Kilimanjaro, dar ultimele 750 de trepte au fost vai de mine. Și uitați-vă acum, soarele începe să răsară. Nici nu vreau să vă arăt câtă lume este aici. Eu m-am așezat într-un loc așa mai retras.
ce interesant! Bun, ai, acolo mai mult căței sunt. Dar unde vă duceți voi așa repede? Ce s-a întâmplat acolo? Da. Dacă am putea și noi fugea așa ca câinii ăia. Așa. Și căței, dar ei nu vor să vină jos. Uitați-vă această cărare sau aceste trepte pe o pantă abruptă. Abia acum îmi dau seama de dificultatea acestui drum. Da, într-adevăr, când mergi noaptea nu vezi nimic. Și pe urmă descoperi așa, privelește! Ce frumusețe! Ai impresia că e un diamant nicioplit. It's very original on the camel and with the phone. Bine, nu mai vedem unde erau toate acele camile care erau de dimineață. Mai sunt acolo două. Ce interesant este să mergi ziua și să vezi complet cu alți ochi această priveliște. Foarte frumos, da. Și intrăm și în interior să vedem cum arată această mănăstire, Sfânta Catrina. Sorry. No, welcome. We want souvenir from here. Hello. Thank you. Bine, este interzis de filmat în interior, așa că o să vedeți o mică imagine când am intrat și imediat am oprit filmarea. Uitați-vă și voi, foarte mulți ruși credincioși care vin acolo și aprind o lumânare. Da, foarte interesant. Thank you.
Nu să vă arăt ce mănânc și tot nu am timp, așa că mi-am luat conopidă, vânătă cu usturoi și falafel. Îmi place foarte mult gustul, dar să știți că mâncarea egipteană nu prea are așa delicii enorme, foarte uleioasă, apropo. Iar acest restaurant pare să că are mare succes și nu știu dacă vreau să vă arăt, oamenii tot se uită la mine, e o nebunie mare. Acolo, la terasă, este foarte multă lume, nu se vede, și pare să fie un restaurant de succes. Wow, am mai văzut pe aici hoteluri foarte interesante, ca să și voi de fiecare dată se ascunde așa o priveliște. Wow, foarte frumos! Mă plimbam aici pe această străduță cu priveliște spre mare și numai decât trebuie să vă arăt această locație. Uitați-vă, este un restaurant cafenea, dar decorul este wow! Cine nu și-ar dori să vină aici să bea un pahar de bine, să știți că prețurile sunt foarte rezonabile. Văd de genul de la câțiva euro până la 10 de euro. Dar depinde și de restaurant. Dacă este așa mai luxury, desigur va fi mai scump. Dar restaurantele locale, mâncarea începe cu de genul 30 de cenți. Uitați-vă ce interesant aici este, o adevărată mașină pentru a fabrica cafea. Și un cățeluș! Oh.
A, da, aici este paradisul scufundărilor de tot soiul. Eu când nu fac scufundări, fac snorkeling și îmi place la nebunie. Podul ăsta este foarte interesant. Îmi place și am înțeles că doar în partea asta sunt plaje, dar eu încă nu le văd. Probabil trebuie să mai merg vreo un kilometru, probabil. Cred că acolo sunt niște plaje micuțe. Da, cam aici e mic de tot, dar uitați acolo. Și nu aș putea spune că plajele sunt foarte frumoase. Ideea originală, restaurant Castel. Foarte fain. Acum este foarte calm, deoarece este foarte cald. Prima zi unde am prins 30 de grade, dar de obicei seara e mult mai răcoare și e mai multă lume pe aici. Oi. Je pense que c'est assez calme dans la journée et ça doit être assez actif la soirée. Oui, le soir c'est beaucoup plus actif. En tout cas, tu vois, il y a de l'alcool partout. Oui, c'est c'est étonnant. Mais bon, il y a beaucoup d'endroits, ils disent bring your own alcohol, c'est-à-dire que tu ne serves pas. Ah, c'est comme attends, où est-ce que c'était? Au Canada, c'est comme ça. Ah ouais. Oh, oui. Ils servent pas l'alcool. Oui, je pense que c'est pour comment dire, inviter les gens plus pour les inciter à venir. Ah oui, peut-être ça. Parce que tu sais, les gens, ils aiment bien aller. S'ils n'ont pas la licence, ils ont tout à fait droit de laisser les gens, venir. C'est la même chose au Canada d'ailleurs. Ah, okay. 1,38. Waouh, c'est vrai? Ouais. Moi j'ai changé à 1,36. Oui. Mais là, il m'a proposé 1,38. Ah ouais, ok. Mais tu le connais bien? C'est pas un truc. Non, c'est pas un arnaqueur. Comment? Non, c'est pas un arnaqueur. C'est lui qui m'a organisé la sortie à. D'accord. À Sainte-Catherine. Oui. Ah oui, c'est très joli. Oui. Et regarde cette maison en bois. For rent. M'empêcher de filmer cette beauté. Une déco très naturelle. Să cred că așa ceva există în Egipt. Et ben alors, c'est pour ma vidéo?
Da, sunt pisici peste tot. Frumoșică pisica și uitați-vă aici, frumoasă priveliștea. Gata, nu mai filmez, nu de alta, dar vreau doar să admir. Dacă aici se află Egiptul, pe aici este golful de Aqaba și aici, vedeți un lanț așa, tot muntos, este Arabia Saudită. Și undeva pe acolo este un port, se poate de luat ferie și de mers spre Arabia Saudită. Iar mai sus, pe acolo, va fi Iordania, Israel și anume banda de Gaza aici. But I have also some vlogs in English. Okay. Yes. Wow, so many lights. Uitați-vă și voi ce pește mare. Wow. Și uitați-vă acolo, lobster. Aha. This is lobster? Yes. How much is the lobster? 1,500 to 1,000 baht, 1 kilo. Oh, what is this big? It's not lobster, it's langusta, no? No? Un octopus. Vai de mine, uitați-vă și voi fructele de mare aici. Dar sunt scumpe. Totul este scris în rusă. Am pierdut vocea. Sunt obosită. Da, eu v-am luat la o plimbare de noapte. Acum seara voi avea autocarul spre Cairo, 8 ore cu busul de noapte și mâine iarăși vizite intensive. Astăzi am mers 23 de kilometri și încă mai merg. Și uitați-vă ce frumoasă este această moschee. Cât de frumoasă este această moschee. I feel like in American park, but Russian park. Yes, yes. Ah. And the waterfall. And the waterfall and the biggest place, and they make shows in the night, but later. Just nothing. Oh. So this is the place called the Old Market. Old Market, yes. Oh, camel. Yes. Oh, today there were so many camels and. Can't touch.
No. I don't like it. Yeah, they are. Yeah. And never happy. They are never happy. Like. But they put it on a normal truck and make like this, and they go everywhere. Shukran. This is like Egyptian Las Vegas. Am zis că pare să fie Las Vegasul egiptean, uitați-vă și voi. Dar sunt foarte puțini turiști față de obicei și știți din ce cauză? Din cauza războiului. Am înțeles că toate zborurile sunt anulate, nici nu știu dacă ferii merge între cele două țări. Maybe that's why I told Vegas. Yeah, but this is nothing where we go later. Yes. But there is casino here? Huh? No casino? There is a casino, but Egyptians are not allowed to go there. Of course, yes. Like a hostel. Tomorrow I will stay in a hostel, 13 euros, but not only for foreigners, not for Egyptians. Okay. And it's mixed because it are foreigners. It's here. What is this? Yeah.